Pentru că somnul de calitate proastă sau insuficient poate deregla metabolismul prin dereglarea hormonilor de stres și pentru că majoritatea episoadelor de mâncat pentru control emoțional se întâmplă în zilele de oboseală, frecvent vorbesc cu pacienții mei despre somn, despre oboseală. Și există două tipare de comportament care se întâmplă frecvent la oamenii care ajung să trăiască în oboseală cronică. Unul dintre ele este că acest gen de persoane tolerează, acceptă în familia, în echipa, la serviciu, în viața lor undeva, o persoană care nu-și face treaba, care fie făcând pe prost un păpușoi, fie cumva nefăcând ce are de făcut, tu trebuie să-i preiei treaba și faci și munca ta și munca lui sau ei și uite așa devii din ce în ce mai obosit. Pe de altă parte, este al doilea tipar de comportament care asociază oboseală cronică, este nevoia de a impresiona. Faci și aia, și aia, și aia, și aia, doar te vedea cineva, ignorând faptul că ce văd alții la noi este întâi ce vedem noi la noi. Deci, în mod eficient, ceea ce impresionează nu funcționează. Deci, ori cineva este din start impresionat, ori te manipulează. Și tu ajungi să muncești și să devii din ce în ce mai obosit încercând să atragi atenția unei persoane de neimpresionat. Aceste două tipare de comportament se întâmplă frecvent la oamenii continuu obosiți și, după cum spuneam, acest lucru are impact metabolic, deci dacă vrei să îmbunătățești cumva alimentația ta, azi întreabă-te, de unde vine oboseala ta?